Good afternoon, everybody. Sorry, I don't speak Romanian. I understood almost everything that she said, but I cannot say a word. So I guess you will understand me, right? Well, if not, Patricia will do the translation. So we are very happy that you came today for the 4DX opening of Cinema City Cluj. For us, as Ioana said, it's a very, very big step. Because 10 years ago we came to this cinema, and 10 years after we opened something which is now the latest technology in cinematography. Bună ziua! Suntem foarte fericiți că sunteți alături de noi astăzi, cu atât mai mult cu cât am venit acum 10 ani la Cinema City în Cluj, iar acum 10 ani mai târziu, la aniversare, aducem tehnologia 4DX aproape de dumneavoastră, care e un format special spectaculos. Any of you have been to the opening of this cinema? A fost vreun dintre voi la deschiderea cinematografului de acum 10 ani? De aici? Nu? Da? Okay, thank you. So, at least, maybe not for you, but for the other people who are with us today, we would like to say some information about our company, because I guess in Romania you hear a lot, I hope you hear a lot about Cinema City. But maybe you don't know all the details about us, so we prepared for you a few slides saying who we are. Pentru cei care nu au fost la deschiderea noastră de acum 10 ani, o să avem o prezentare cu câteva informații despre companie și despre Cinema City în general, despre istoria brandului în România și în general. You need to know is that the grandfather of the actual CEO found the company in 1930 in Israel, and he opened his first cinema in Haifa. Island under Cineworld name, Poland, Romania, Czech Republic, Slovakia, Bulgaria and Hungary are under Cinema City name, and in Israel we are operating cinemas under Yes Planet name. În momentul de față, sunt numele Cineworld operate cinematografele din Regatul Unit și Irlanda. În Europa avem sub numele Cinema City în Polonia, Cehia, România, Slovacia și Ungaria și Bulgaria, iar în Israel operăm sub numele Yes Planet. Also, we are offering not only 4DX in our chain, but also IMAX, which is a very special technology. And I don't know how much you have been in a projector room in your life. Was you ever doing the projection of a cinematograph at a moment? Now or later? Or earlier? Earlier. So did you see already the digital, all the location, 25 size, 231 screens and more than 40 different seats, 40,000 different seats, and as I said, all our projectors are digital. We operate 2 IMAXs, now this is the fifth. Avem 25 de locații cu 231 de săli și peste 40.000 de locuri, aproape 41.000. Cum vă spuneam, toate proiectoarele sunt digitale și în cadrul grupului avem în România 2 săli IMAX, 5 săli 4DX, aceasta fiind a 5-a, și 2 săli VIP. And the orange squares are the already existing and the white is the coming soon. And our aproape 1500 de locuri în sălile respective și, cum vă spuneam și mai devreme, avem ecranele uriașe, sălile cu arhitectură specială și sunetul și tehnologia de cea mai înaltă calitate. 2009, iar acum au ajuns aproape la 500 de cinematografe 4DX, de săli 4DX, cum vă spuneam, dintre care avem 5 în România, a 5-a aici în Cluj. And why 4DX is different from any other 4D type of movie-going possibility? They have more than 90 patents, meaning that the first big difference is that they are one of the few luckiest people in the world that they can see Star Wars much, much earlier, or any other big titles, I will tell you, much, much earlier than it's released, and I will tell you why. Ei au practic 90 de patente și sunt foarte norocoși pentru că pot să urmărească un film precum Star Wars cu mai mult timp înainte, mai mult timp înainte decât noi, și o să vă spun imediat de ce. They have colleagues which they call effect designers, and they need to see the movie because they are inventing all types of effects which you will soon experience to the movie. So basically the big difference of 4DX compared to any other 4D or moving chair way is that everything which you see on the screen is synchronized in the hall.
Practic, aici în compania 4DX există colegi ai lor care se cheamă designer de efecte și văd filmele înainte pentru că trebuie să creeze, să gândească efecte de mediu și cele care vor fi în sală ca să fie perfect sincronizate cu acțiunea de pe ecran. Unde de lumină, unde, de exemplu, dacă există o furtună în film, parcă sunt fulgere în sală. We have different perfumes also coming from the same space, like the water. Tot din scaunul din față, de unde vine apa, practic, sunt fetele de miros, se simt o felul de arome. And I have two favorite effects, which are the bubbles, and they are coming from somewhere here. Și are două efecte preferate, unul dintre ele sunt bulele de săpun care vin undeva de sus. And the second one is the snow. Și a doua, de ele este zăpada. So we can do snow even in the summer. Deci la noi fie și vară avem zăpadă. If the studio wants, we can do snow inside the cinema hall. Very important for you to know, not all the titles contain all the effects. That's why I explained at the beginning that they do the effects when there is a meaning for the effects. So that's why they need to see the movies before. So maybe you will not have snow. I think in the two trailers we will show you there is no snow effect, for example. If you want, maybe we can show you after how it looked like. So everything which is on air one, Steven Spielberg movie, everybody is expecting, I guess, Avengers and Jurassic World. And in the trailers we chose Pacific Rim and Jurassic World, right? Yes. So you will see these two trailers today. Și mereu spunem faptul că un cinematograf filme nu ar avea niciun sens, la fel cum un distribuitor care aduce filme și nu ar avea cinematograf unde să le arate, nu ar avea niciun sens, așa că lucrăm mereu foarte aproape cu distribuitorii. Iar acum aveți cumva câteva filme foarte importante pe care le așteptăm anul acesta, care vor rula în format 4DX. Avem Tomb Raider care cumva intra în cinematografe, Pacific Rim, Ready Player One-a lui Steven Spielberg, Avengers, Infinity War, cum așteptat, și Jurassic World. And we didn't bring two big titles also in the screen, but I can tell you that even Deadpool will be in 4DX and also the new Star Wars solo movie will be in 4DX still at the first semester of the year. Și deși nu sunt aici pe ecran, nu v-am tot confirmat că vor fi în 4DX și Star Wars și Deadpool. So a lot of Cinema Experience 4DX.